la altfel de povești și mă bucur foarte mult să fim împreună. Vreau să vă zic că am așa um, o dorință de a crede și mai mult în Dumnezeu datorită poveștilor pe care le aud aici de la invitații mei și Sper să simțiți și voi la fel asta, să fie și dorința voastră de a vă încrede mai mult în Dumnezeu. Uh, astăzi aflăm cum Simo l-a cunoscut pe Isus și cum a transformat el viața lui și cum a devenit povestea ei altfel. Bine ai venit, Simo, și mă bucur mult să fim împreună. Bine te-am găsit, Persi. Mulțumesc de invitație. Cum ești? Uh, acum, în timp ce vorbesc, îmi dau seama că s-ar putea să fiu emoționată, <laughs> dar altfel sunt bine. Super! Hai să te cunoaștem un pic la Disordat. Cred că uh -huh. știi jocul de pe care îl mai tot fac eu cu invitații. Da. Și avem așa. Traseu pe munte sau o zi pe plajă? O oh, plajă, clar. <laughs> Pantof cu toc sau fără? Toc. Ok. Un super playlist sau o carte bună? Mm, o carte bună. Uh -huh. O piesă de teatru sau un musical live? Uh, un musical live. Zbor direct sau călătorie cu mașina? zbor, direct. Aș fi zis că invers. <laughs> M-am saturat de călătorie cu mașina. <laughs> ok, spune-ne câteva lucruri despre tine, Simon. Ce te reprezintă pe tine? Ce Pui, faci tu? Da, uh, numele meu este Simona Ena, uh, lucrez în banking uh -huh. de mulți ani, lucrez în vânzări și îmi place zona asta de vânzări. Uh, sunt un om care iubește oamenii, sunt un extrovert și îmi place tot ceea ce ține de frumos, de creativitate, de. Da, uh -huh. absolut, da. Tot Super. ce e drăguț, da. Mai ții minte în copilărie ce îți plăcea? În copilărie ce îmi plăcea? Uh, măi, uh, îmi plăcea să mă joc și să petrec timp cu alți copii, ca uh -huh. dovada faptului că clar sunt un om extrovert. Uh, îmi plăcea foarte mult să petrec timp cu verișorii mei, avem niște amintiri foarte frumoase împreună pentru că făceam tot felul de jocuri, uh, dar clar ideea asta de împreună. Ok, mai ai frați? Mai am un frate, da, mai mic ca mine, da, cu care inventam tot felul de jocuri. <laughs> tu de unde ești? Din București, sunt din București. Ok. Uh, cum a fost copilăria ta? Ai început să spui puțin, că ai, te jucai foarte mult cu verișorii tăi și așa. Cum, ce poți să mai spui despre, despre copilăria? Uh, copilăria mea a fost presărată și cu uh, zâmbete și cu amintiri care nu sunt neapărat cele mai plăcute. Uh -huh. Uh, am fost întotdeauna un copil vesel, dar în același timp uh, am avut parte și de provocări în mediul familial Și atunci uh -huh. cumva aș zice că m-au făcut să mă maturizez repede okay. uh, Și m-aș descrie ca fiind un copil matur uh -huh. <laughs> Vesel, dar matur uh -huh. Ce știi despre Dumnezeu uh -huh. când erai mică? Exista Dumnezeu în familia voastră sau mai degrabă nu? Mai în familia mea, în jumătate din familia mea exista, în sensul că din partea mamei exista um, um, această noțiune de Dumnezeu, din partea tatei, din păcate, mai puțin. Mm -hmm. Și atunci, mama a fost cea care um, ne-a învățat despre Dumnezeu, uh, ne citea din Biblie, chiar dacă nu mergeam la biserică decât foarte rar, mm -hmm. așa cum merg mulți oameni, poate la sărbători speciale dar uh, cu toate astea acasă, mama uh, ușor, ușor uh, ne-a adus informația asta despre faptul că există un Dumnezeu și uh, mai mult decât atât. Uh -huh. Și pentru tine cum era? Ce, ce credeai tu despre el? Ce înțelegeai tu? Măi, uh, când era mică nu mi-aduc aminte. Chiar nu mi-aduc aminte, dar... Uh, să zic că, începând cu vârsta de 8-9 ani, informația asta a început cumva să se sedimenteze sub formă de adevăr. Mm -hmm. Nu neapărat adevăr pentru mine, ci adevăr că Dumnezeu este real și există și că Dumnezeu are o chemare pentru fiecare om în parte. Okay. Astea erau noțiunile de bază. Pe care le-am acumulat și care s-au format în mintea mea. Și apoi, trecând cu trecerea timpului, cum a decurs viața ta uh, în adolescență, în perioada liceului, și in, uh, inclusiv uh, Dumnezeu, cum uh -huh. a fost pentru tine, care a fost percepția pentru, pentru el? Uh -huh. uh, spuneam că informația asta că există uh -huh. Dumnezeu a fost totuși destul de devreme în viața mea. Um, dar a fost alături de, um, um, de gândul acesta că eu, la un moment dat, uh, cu informația asta, trebuie să fac ceva. Okay. Întotdeauna am simțit nevoia cumva să acționez vis-a-vis -vis de acest adevăr. Bun, există Dumnezeu, există un Dumnezeu care știam din teorie că își dorește o relație personală cu mine, însă vizualizam că la un moment dat ar trebui să um, fie o decizie a mea mm -hmm. personală, doar că mi-o imaginam într-un timp foarte îndepărtat. Okay. Acum, nu a fost neapărat într-un timp atât de îndepărtat cum așteptam eu să fie, Uh, poate eventual, nu știu, să povestesc un pic uh, cum eram eu înainte, să fie acea de decizie uh -huh. sau... Chiar vreau să te întreb, da? uh, de exemplu cu cine povesteai <coughs> despre gândurile tale? Bănuiesc că, nu știu, la școală, în liceu probabil nu toată lumea se gândește că Dumnezeu are o decizie <coughs> pentru noi și că noi trebuie să-L avem pe el în inima noastră Cu cine povesteai da. lucrurile astea și, da, cum, și cum erai tu în... Uh... Perioada. Eu am fost influențată mult că am pomenit despre verișorii mei de uh -huh. ei, care... Uh, Aș zice că aveau o viață în care trăiau cu Dumnezeu pas cu pas. Era o credință autentică în viața lor, și eu trăind cumva în preajma lor și având o relație apropiată cu ei, îmi doream să fiu și eu la fel, îmi doream să fie acea decizie. Când mă întâlneam cu ei, îmi făceau poftă de o relație cu Dumnezeu. Ce doar că în momentul în care întâlnirile noastre se terminau, și eu mă reîntorceam în lumea mea, în lumea mea de la școală, care uh, era caracterizată de cu totul altceva. Mm -hmm. uh, eu am fost întotdeauna o persoană uh, care și-a dorit o anumită imagine. Okay. Eram o persoană populară, eram o persoană. Um, Uh, care își dorea să fie uh, în centru atenției, să iasă în evidență și atunci ideea de Dumnezeu uh, în viața mea nu 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 se pupa deloc cu lucrurile astea, adică când rămâneam eu singură, da, puteam să mă gândesc, la noțiunea de Dumnezeu, dar în viața mea socială, uh -huh. chestia asta era uh, ok, stai că nu intră deloc și nu dă bine de niciun uh -huh. fel. Și pe măsură ce anii au trecut, cumva în interiorul meu a fost această luptă, în sensul că uh, simțeam din ce în ce mai mult că aș vrea să iau decizia de a-l urma pe Dumnezeu cu tot ceea ce sunt eu. Dar eram efectiv uh, paralizată uh -huh. de gândul că prietenii mei ar putea să înceapă să râdă de mine, da. că eu că eu ce? Că eu ce am făcut? Stai puțin, că Simona, aia care era ea populară și în centru uh -huh. atenției, dintr-o dată a schimbat macazul și s-a călugărit sau cum? Nu, no, era exact, imposibil. Da, deci da. era pur și simplu imposibil. Și mă cuprindea doar gândindu-mă la ideea asta, mă cuprindea un sentiment pregnant de rușine. Adică mm -hmm. nu, nu putem imagina cum s-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Mm -hmm. uh, plus că în mintea mea, noțiunea de Dumnezeu însemna dintr-o dată renunțarea la toate distracțiile de pe lume și la efectiv călugărie. Mm -hmm. <laughs> și atunci făcea decizia să fie și mai grea. Da. Cum a evoluat? Uh, măi, se spune că schimbările nu au loc peste noapte. Așa da. se spune, nu? Da. <laughs> da. Mai ales schimbările astea mari. Mai ales schimbările dramatice, exact, ale unui om. Eu aș zice că în viața mea uh, schimbarea chiar a avut loc peste uh -huh. noapte. În sensul că um, am avut un vis. Wow! Da! <laughs> Am avut un vis în care se făcea că eram cu verișoara mea, deci clar ei sunt parte din poveste. Eram cu verișoara mea la ea acasă, era și în visul meu era noapte. Tu câți ne aveai în timp ce, când era visul ăsta? 15 ani aveam. Ok, 15, ani Mică, dar matură. Matură, da. Foarte matură. Exact, așa. Uh, și era noapte, era în noapte da, era cu ea și se făcea că uh, toți cei care aveau o relație cu Dumnezeu erau luați de pe pământul ăsta să se ducă sus în cer în prezența lui Dumnezeu. Toți ceia care nu aveau această relație, eu, mm -hmm. în, în acest caz, eram clar, în acea categorie foarte conștientă de faptul că eu nu aveam o relație cu Dumnezeu, urmau să rămână pe pământ, iar pe pământ urma să vină o perioadă, știam acest lucru, că urma să vină o perioadă de necazuri foarte mari. Iar eu nu mai aveam nicio șansă să mă întorc la Dumnezeu, și dacă aș mm -hmm. fi vrut, știam că <coughs> gata, mm -hmm. șansele mele s-au epuizat. Uh, țin minte că m-am trezit atunci, înspăimântată, cred că a fost printre, dacă nu chiar cel mai mare, uh, coșmar yeah. trăit intens uh, și a fost un sentiment atât de mare, de groază, de ce înseamnă să simți că nu mai ai nicio, nicio șansă care mm -hmm. să ți se dea, încât am zis în momentul ăla, Doamne, eu vreau ca de astăzi să trăiesc viața după principiile tale, o viață predată ție integral. Mm -hmm. Atâta doar că lucrurile nu sunt, adică nu sunt la comandă. Am spus lucrul ăla, dar simțeam în următoarea perioadă cumva că mă străduiesc, uh -huh. mă lupt cu eforturile mele să duc o viață așa cum o vrea Dumnezeu. Da. Dar nu puteam. Uh -huh. Efectiv, nu puteam. Încercam și nu puteam. Cum era cu relația cu prietenii tăi? Era pașa, o struțo cămilă. Uh -huh. Era o struțo cămilă. Momentan nu le ziceam nimic, că nu. Nu știu, nu. Nu era. Uh -huh. Nu era cumva pe ce aia o chestie finală, totală. Uh, și situația asta a ținut până la un moment dat când. Uh, am fost la o seară organizată special pentru tineri. O seară foarte faină, uh -huh. cu jocuri, cu activități și la final a fost un mesaj. Un mesaj în care se vorbea despre Dumnezeu și s-a lansat o întrebare. Uh -huh. Cine vrea să își predea viața lui Dumnezeu? Ah, am emoții, sper să nu... <laughs> da... Uh, și atunci am simțit că este momentul în care eu trebuie să spun că, da, eu vreau să fac lucrul ăsta și să-l declar public. Uh -huh. Și l-am declarat public, am ridicat o mână, că eu vreau de acum înainte să-mi predau viața lui Dumnezeu. Uh -huh. Și 11 noiembrie a fost acea zi în care... Efectiv, în interiorul meu s-a schimbat nu că ceva, s-a mm -hmm. schimbat complet tot ceea ce eram eu. Mm -hmm. um, dacă până atunci mă gândeam cu groază că dacă m-aș duce în mediul prietenilor mei să le spun că eu vreau să-l urmez pe Dumnezeu, îmi imaginam doar rușine. Mm -hmm. Acum, dintr-o dată. Deci a fost efectiv, dintr-o dată. Îmi doream enorm să merg să fac lucrul ăsta, adică era dorința vieții mele, pur și mm -hmm. simplu. Să mă duc să le zic ce lucru extraordinar mi s-a întâmplat mie. Uh, ce fericire am descoperit. Deci, pur și simplu, eu, dintr-o dată, am fost inundată de un sentiment extraordinar de bucurie și de fericire, pe care nu-l mai cunoscusem mm -hmm. niciodată până atunci. Stare. și. Din Simona aceea mândră, care până atunci nu își ceruse niciodată iertare, mm -hmm. am devenit efectiv un alt om. Mm -hmm. Am devenit un om blând, un om care s-a dus pentru prima oară la mama ei, la mama mea, mm -hmm. și mi-am cerut iertare. Și mama a fost efectiv, Total impresionată și nu i venea să creadă. Și aș zice că a fost o transformare. Eu aș zice că a fost peste noapte, chiar dacă uh -huh. nu s-a întâmplat în noaptea aia, dar a mai durat gen câteva săptămâni, uh -huh. adică n-a fost o perioadă lungă. Da. Da. Ce tare mama. Nu știu. Da. Nu știu, <laughs> mi se pare Super. Da. Și modurile în care lucrează Dumnezeu cu fiecare dintre noi da. e coplișitar. Da, așa este. Cum a fost când le-ai povestit prietenilor tăi? Ah. <laughs> um, erau uimiți. Nu le venea să creadă că sunt eu. Efectiv, nu le venea să creadă. Um, mi se pare că văzând că e o transformare autentică și reală, mm -hmm ascultau ceea ce spuneam, luau aminte, erau interesați. Ba mm -hmm. um, chiar îi căutam, adică era o dorință că îmi doream să mă întâlnesc cu ei pe stradă expres, să le zic. Mm -hmm. Pentru că aveam niște prieteni care fusesem um, în școala generală, de exemplu, care mă cunoscuseră într-un fel, da. care... Păi intrând la liceu, nu, mai mediul nostru a, -a fost separat. unul diferit. Mm -hmm. Îmi doream să-i întâlnesc pe stradă, să le spun de chestia Asta adică era o dorință foarte mare în mine de a... da, de a le spune. Mm -hmm. Da, și au fost uimiți. <laughs> Dar oricum, nu, nu cum te așteptai tu, nu? Adică tu te așteptai să um... e... Dar nu am simțit sentimentul de rușine. Exact, da. Chiar nu l-am simțit deloc. Chiar dacă la un moment dat, pe parcursul anilor, au fost anumite lucruri cumva care am simțit că m-au costat. Uh -huh. Nu mai eram omul la popular în clasă, la liceu, uh -huh. că nu mai vreau să fac aceleași lucruri ca să fiu populară. Dar nu mai simțeam nevoia. Uh -huh. Deci nu mai simțeam nevoia. Uh, Deja tu erai împlinită în inima ta. Da, era o satisfacție interioară total diferită. Nu mai era alergătura aia după uh, a trebuit să fii într-un fel. Uh -huh. Super. Da, ce tare. da. Cum e cum e în prezent dorința asta de a povesti despre Isus, despre ce a făcut El în viața ta? Uh, e diferit acum. Uh -huh. Mi se pare că și vremurile sunt diferite acum, în sensul că dacă. În trecut era mai mult ștampila asta, care, eticheta asta care ți se punea că dacă vorbești despre Dumnezeu sau dacă ai o relație cu Dumnezeu sau dacă crezi în Dumnezeu, automat um, era inumit pocăit. Pocăit mm -hmm. avea o conotație foarte urâtă, nu se înțelegea ce seamnă mm -hmm. asta. Și um, toată lumea, cumva, parcă fugea de tine. Acum, pentru că timpurile s-au schimbat și oamenii sunt mult mai deschiși la tot felul de uh, curente, noțiuni, uh, uh, există un grad mult mai mare de acceptare, mi se pare cumva că. Uh, și libertatea mea parcă e mai mare de a vorbi cu oamenii. Mm -hmm. În continuare, mi se pare că eu am acest um, dar de a povesti oamenilor. De fapt, nici nu e un dar, nu. E pur și simplu, e real life. Mm -hmm. <laughs> e da. Um, dar îmi place să fac asta. Îmi place să le spun uh, colegilor mei sau când există un Complex. cadru anume, mm -hmm. da? Uh, despre ideea asta de Dumnezeu și să-i provoc, uh -huh. uh, pentru că mi se pare că e ceva ce ne lipsește foarte mult, și uneori o văd și în viața lor, uh -huh. și știu că eu am gustat această fericire. Uh, și vreau să le spun și lor. Dar uh -huh. acum e mult mai ușor. E mult mai simplu. Nu mai uh -huh. sunt etichetată. Îmi vine Super. mult mai natural să fac asta. Și o fac. Super. Da. Super. Da. Ce Da. Tare. da. da. Cum te conectezi tu cel mai ușor la Dumnezeu? Care e modul vostru uh -huh. de, de a vorbi? Um, cred că Dumnezeu vorbește foarte mult prin sentimente. Sunt un om al... Uh... Sentimentelor, al trăirilor, mm -hmm. uh, al emoționalului. Uh, și atunci, multe lucruri le simt în interiorul meu că Dumnezeu mi le spune sau uh, mi le pune pe inimă, mă face să simt mm -hmm. uh, ceea ce vrea să-mi comunice, să-mi transmită. Uh, e foarte mult legat de inimă. Mm -hmm. Rațional, uh, mai puțin. Uh, mai mult pe partea asta de trăire uh -huh. și de feeling. Super. Da. Ce faci tu pentru, pentru împărăția lui? Cum, uh, cum îl slujești sau cum îl iubești, practic? Mm, aș vrea să fac mai mult, au, da. Uh, cred că ce am povestit mai devreme e unul din lucrurile pe care le îmi place să le fac, să uh -huh. povestesc cu oamenilor despre el. Um, un alt lucru pe care simt că îl fac natural este să încurajez mm -hmm. să încurajez oamenii um, să mă implic cu copiii Super. îmi plac și cred că pot să fac bine asta Super. Um, da mm -hmm. și cam așa, în mersul vieții <laughs> da am ajuns spre final și îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru că ai acceptat. Mulțumesc și eu. Uh, și te-aș întreba dacă ai un mesaj pentru cei care ne ascultă. Ce ai vrea să le transmiți? Oh. Cu ce să rămână ei? Cu ce să rămână? Um, să rămână cu ceea ce am rămas eu după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și de-a lungul timpului. Și ăsta e de fapt un reminder. Uh -huh. E un reminder pentru mine că în nimic altceva din lumea asta nu poți să-ți găsești o bucurie și o împlinire mai mare decât într-o relație autentică cu Dumnezeu. Mm -hmm. Asta, cred că e super ceea, da, ceea ce îmi doresc să rămână. Super și îți mulțumesc mult din nou. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat și vă dau întâlnire joia viitoare la 19.30 la altfel de povești. Povești ale unor oameni normali, dar transformate și marcate de un Dumnezeu extraordinar.